Băieți și fete, bine ați venit la Minecraft, viața la școală! Frați și surori, nici măcar nu pot să-mi găsesc cuvintele ca să vă spun cât de trist sunt în momentul de față. De fapt, nu cred că trist este cuvântul corect, mai degrabă sunt dezamăgit, fraților. Sunt foarte, foarte dezamăgit și foarte, foarte supărat. Și nu doar eu, la fel este și Alex, și Tănase și Ovidiu. Vă întrebați de ce, fraților? Ei bine, știți și voi că acum câteva zile am dat un test la matematică. La acel test, eu împreună cu prietenii mei am profitat, să spunem așa, de o ocazie, mai ales, mai exact, fraților, știți că aici trebuia să fie o cameră de supraveghere la mine în clasă și camera aia nu mai este acolo. Așa că eu cu băieții am profitat de ocazie și am copiat la testul ăla. Am luat note foarte mari, doar noi, pentru că am copiat, din câte am înțeles a fost un test foarte, foarte greu și, na, cei din spate au luat o notă mai mică. Vă dați seama că ei nu au copiat. Și după, fraților, Lorenzo începe să ne zică că el știe că noi am copiat și că o să ne părească la, că o să ne părească la profesor. Noi, na, am avut o discuție cu el, a zis că nu o să ne mai părească, i-am dat și proiectul, știți că el data trecută și-a pierdut proiectul și noi l-am dat. Și ce să vedeți, fraților, tot ne-a dat în gât, dar să vă spun sincer, această supărare și această dezamăgire nici măcar nu o simt pentru Lorenzo, pentru că până la urmă, fraților, știți că este un om rău, ne-a făcut atâta rău de când am intrat în clasă. Asta, efectiv, scopul lui principal a fost să ne vadă pe noi cum suferim. Însă, băieți și fete, Lorenzo i-a arătat domnului de matematică niște poze. Și pozele, fraților, au fost făcute din spatele meu. Și în spatele meu se află Amalia. Asta înseamnă că Amalia a făcut pozele. Da. Da, fraților, știu și eu, sunt foarte, foarte dezamăgit. Eu am vorbit cu Amalia, ați văzut că de atâtea ori, nu știu, mi-a dat impresia că este prietena mea, că este prietena noastră, nu doar a mea, a lui Alex, Tănase și Ovidiu, și că și ea are un sentiment așa de dispreț față de Lorenzo și niciun caz nu mă gândeam că ăștia doi o să se alieze împotriva noastră ca să ne exmatriculeze. Și știți că, na? Acum că am fost prins că am copiat, mi-a dat domnul de mate, gen, până marți, dacă nu mă înșel, să învățăm și o să ne pună la tablă, gen, să facem problemele și dacă o să facem problemele, o să, cum îi zice, o să trecem clasa și nu o să se întâmple nimica, dar sunt șanse foarte mici să facem asta, fraților, și dacă nu o să o facem, o să fim exmatriculați, pentru că am mai făcut mai multe prostii și asta este o școală foarte, foarte strictă și dacă încerci așa să fraierești profesorii, se consideră o, na, un comportament foarte, foarte nașpa și ești exmatriculat. Deci, practic, din cauza lui Amalia, o să fim exmatriculați. Nu știu de ce și-ar fi dorit chestia asta, nu știu ce i-am făcut, noi am fost super de treabă, cel puțin eu, adică și băieții, că noi stăm non-stop numai noi între noi la școală, toată lumea a fost de treabă cu ea și ea a ales să facă chestia asta. Și acum, fraților, mai avem încă o oră la școală, așteptăm să vină domn profesor de fizică, trebuie să vină. Bă, Marius, ai zis tu bine, frate. Nu am mai fost așa supărat de mult timp, pe bune. Și nici nu știu de ce sunt mai supărat. Că urmează să fim exmatriculați sau că Amalia ne-a trădat. Băi, sincer, nicio. La, deci asta chiar nu știu, adică sunt mai supărat pe Amalia decât sunt pe Lorenzo, da? Pentru că la Lorenzo mă așteptam. Dar sunt și supărat că urmează să fim exmatriculați. Tu-ți dai seama, am avut încredere în ea, am vorbit cu ea, ne-a dat de înțeles că nici ea nu-l suportă pe Lorenzo și ar trebui să stăm departe de el. Și uite acum ce se întâmplă, parcă nu-mi vine să cred. Bă, nici mie, fraților, v-am zis, sunt super, super dezamăgit, probabil se vede și pe fața mea și din vocea mea că nu prea am chef de viață, fraților. Când mă gândesc ce mi s-a întâmplat în momentul de față, chiar sunt foarte supărat. Tănase, tu ce zici? Băieți, nu vreau să iau apărarea Amaliei, dar dacă există o explicație. Ha, mă, Tănase, ce explicație poate să existe, bă, frate? Amalia a făcut poze și le-a dat lui Lorenzo. Ce explicație în lumea asta poate să fie? Gen, care e explicația? Că Amalia non-stop ne-a zis să ne ferim de Lorenzo, că e ultimul nesimțit, că și de a făcut mișto, că nu știu ce, că e un bully, că nu știu ce, și fix ea se alează cu el. Nu există, frate, nicio explicație, deci mă lași pe bune, Tănase. Pe bune, aici chiar nu există nicio explicație. Mă refer că poate Amalia chiar nu suportă pe Lorenzo, dar a făcut poza aia pentru că nici eu nu știu ce să zic, exact, Tănase, frate, nu ai ce să zici. Nu ai ce să zici, frate, în momentul ăsta. N-ai ce să zici, fraților. 100% asta e. Deci nu trebuie să stăm să căutăm alte explicații sau nu știu ce.
asta s-a întâmplat. Amalia ne-a trădat. Ovidiu, am fost fraierii, băieți. Nici nu-i cunoaștem pe copiii ăștia. Ne-au văzut noi și au zis să-și bată joc, exact. Oricum au reușit. Săptămâna viitoare probabil o să fim exmatriculați și nu o să mai audă nimeni de noi. Bravo lor, ce să zic. Corect. Alexia o să rămână singură, fraților, pentru că Alexia nu o să fie exmatriculată. Dar na, bravo lor. Și pe lângă asta o să fim și dați afară din casă de părinți. Abia aștept săptămâna viitoare, o să fie genială. Doamne ferește, bro. Bun, fraților, hai că mă pun în bancă și aștept să vină domn profesor de fizică. Ok, fraților, a venit domnul profesor și s-a dus direct aici, la partea din spate. Nu știu ce vrea cu ei. Hai să vedem ce are de spus. Bună ziua, copii! Înainte să începem ora, trebuie să rezolv ceva la voi în clasă. Ce să rezolve? Ieri m-am uitat în catalog și am observat că există doi elevi în clasa asta care nu au nicio notă la mine. Mai exact, Lorența și Dorian. Hopa! Băi, fraților, măcar dacă o să fim exmatriculați, haideți să ne mai, cum îi zice, să ne mai distrăm pe ultima sută de metri. Deci Lorenzo și Dorian n-au nicio notă la fizică. Asta îmi sună a test sau ascultare. Copii, o să vă pun o întrebare la fiecare. Dacă știți să răspundeți, primiți nota 10 și dacă nu știți, din păcate, nota 2. Nu mi se pare corect, adică fraților, asta acum, adică dacă știi, băi, și ce întrebare îi pui? E o întrebare și primește nota 10 dacă o știe? Dar stați liniștiți, doamna directoare mi-a spus că sunteți niște băieți foarte deștepți. Sunteți pregătiți? Da. Doamna directoare știe cât de deștepți sunt acești băieți. 100%. Lorenzo, ești pregătit? O întrebare din fizică? Sau ce lecție? Nu știu dacă suntem pregătiți. Cum să fiți, bă, pregătiți, bă, că sunteți proști de dați în grup? Scuzați-mi expresia, fraților, dar băieții ăștia chiar nu-i duce capul deloc. Adică, o fi că suntem noi proști și că luăm numai note mici. Mamă, ce vă uitați ăștia la mine? Dar, totuși, Dorian, nu putem să ne pregătim pentru ora viitoare? Nu se poate, Dorian, nu se poate. Ha-ha, Alex, frățiorul, ăștia o să fie ascultați la fizică. Băieți, nu râdeți, cine știe, poate chiar au învățat. Haideți să vedem. Da, bă, da, au învățat. Se vede pe ei că sparicați de tremură chiloții pe ei, tănase. Să vedeți pe ăștia că nu o să scoată niciun cuvânt. Ne plângeam noi că avem notă mică la fizică, dar acum că o să primească și ei, o să mă simt mai bine. Și eu la fel, pe bune. Da, domn profesor, se vede că sunt niște băieți deștepți. Ok, haideți domn profesor, ce întrebări le puneți? Nu de alta, dar sunt și eu curios. Să spunem că din momentul de față mă pasionează fizica. Haideți domn profesor, ce întrebări le puneți la ăștia doi inteligenți? Ok, deci sunteți pregătiți, da, sunt foarte pregătiți. Lorenzo, voi începe cu tine. Ți-am zis, o să-ți dau o singură întrebare, mai exact o să share o definiție. Te rog, spune-mi ce este elongația. Cum poți să știi asta, mă? Ce e elongație? Nu știu eu, ești de bun la cap, mai dita el. Ia zi, băi, elongația. Lorenzo, hai, s-auzim. Știu asta, domn profesor. Ia uite, bro, știi ce e elongația? Elenogația, băi, ce elenogație, băi, frățărator asta, elongația. Elenogația este un lucru foarte important în fizică. Dacă nu ar exista elenogație, băi, elengație, băi, ce, elongație, nu elenogație, fizica nu ar mai avea sens. Este un lucru care ne ajută să înțelegem mai bine materia pe care o studiem și să înțelegem mai bine corpurile. Elenogația este foarte importantă și orice copil ar trebui să știe ce este. Păi zi, mă, ce e! Dar nu știe, fraților. A încercat să-l facă pe domn profesor din vorbe, dar eu am încredere în domn profesor și știu că nu o să accepte așa ceva. Ce e asta, mă? Elenogația. Nu știe asta, mă, ce e elenogație. Nici eu nu știu, fraților, nu mă dau inteligent sau ceva de genul, dar doar fac mișto de ei. Așa, deci, Lorenzo, ai nota 10 asigurată, frățiorul. Iar tu, Dorian, la fel ca și Lorenzo, vei primi tot o definiție. Spune-mi ce înseamnă perioada de oscilație. Hai să vedem. Mulțumesc, domn profesor. Perioada de oscilație este acea perioadă când oscilează. Ce oscilează? Ce înseamnă oscilație, frate? Nici eu nu știu chestiile astea, dar nici ăștia nu le știu. Este un principiu de bază de fizică, fără care nu am putea funcționa. Băi, deci am aceea scuză. Fără o perioadă de oscilație, nu am putea să calculăm momentul când se oscilează. Bro, efectiv scot cuvinte pe gură așa, fără niciun sens. Dar, ce să faci? Alex,
Mor de râs, doamne, nu știu nimica. Auzi la ăla, elenogația. Dacă le dă mai mult de nota 2, o să mă revolt. Bă, pe bune, și eu la fel face. Ok, nu cred că le dă mai mult de nota 2, sincer. Adică a zis că nu o să le dea 1, a zis că o să le dea 2. Sau poate pentru că sunt prieten cu doamna directoare, o să le dea 3 sau maxim 4, dar notă de trecere în niciun caz. Bă, eu cer să mă abțin din râs pentru că nici noi n-am fi știut mai mult, dar frate, pe bune, nu zic că răspunsul lor e de nota 2, dar e maxim de 2,5, exact, fraților, 3,54 maxim. Ce bine mă simt că nu sunt cel mai slab elev la fizică din clasa asta. Se simte ca o ușurare, la fel ca elenogația. Ok, fraților, păi înseamnă că ăsta este momentul cel mare. Ia ziceți, domn profesor, băi, v-am zis, maxim 4. Pentru că sunt, cum îi zice, sunt prieten cu doamna directoare. În rest, mai mult de 4, nu au nicio șansă. Domn profesor, ce note au primit? Bun, copii, nu sunt chiar răspunsurile la care mă așteptam, dar e mai bine decât să știți nimica. Să nu știți nimica, dar cum adică? Cum adică, fraților, că n-au știut nimica, asta a fost nimica. Așa că, Lorenzo, tu primești nota 9 și Dorian nota 8? What? Fraților, cum? Nota 9 și nota 8, bă! Cum adică? Băi, frate, băi, nu vine să cred. Bă, ce favorizați sunt ăștia? Îmi pare rău, Dorian, nu ai fost mai explicit în definiția ta. Da, că Lorenzo a fost foarte explicit, n-au zis nimica. Doamna directoare a avut dreptate. Da, doamna directoare. Da, doamna directoare. Sunteți niște băieți foarte deștepți. Copii, haideți că avem de scris. Da, rupe inteligența în ei. Rupe inteligența în ei. Doamne, fraților, ce incorrect. Nota 9 și nota 8. Că am știut noi mai mult la testul ăla unde am luat 2. Unde am luat 2 toți. Hai, lasă așa. Mulțumim, domn profesor. Moftic că n-am știut de nota 10, dar mă mulțumesc cu ce am. E bună și nota 9. Lorenzo, o să se întoarcă roata. O să se întoarcă roata ca așa întotdeauna, fraților, în viață. Întotdeauna se întoarce roata și o să vezi tu. Mamă, ce mă enervează. Dorian, mulțumesc, domn profesor. Promit că data viitoare să mă pregătesc mai mult. Am avut emoții, de aceea n-am putut să zic toată definiția. Da, mai avut emoții. Băi, fraților, băi, ce incorrect e, efectiv. Alex, poftim, nota 8 și 9. N-au știut absolut nimica, frate. Doamne, ce enervați sunt. Iau note mari doar pentru că Lorenzo e rudă cu directoarea. Nu merită note așa mari, pe bune, bă, frate, Tănase. Dacă iau la nota 8 și 9, eu meritam nota 10. Ce am zis eu, fraților? Ce am zis pentru ce am scris la testul trecut? Nu e corect, frate, dar băieți, ascultați-mă aici. Dacă noi cumva o să fim exmatriculați, nu plecăm din școala asta fără să-i plătim cu aceeași monedă lui Lorenzo. Credeți-mă, o să facem noi ceva, 100%. 100%, fraților, nu mai scapă Lorenzo de data asta. Mamă. N-ar ce ne simțit, bro. Mamă, cică ce? N-am știut de nota 10, frățioarul, n-ai știut de nota 1. Ce de nota 10? Ce ne simțit e, Ovidiu? Ce nedrept e totul, frate. Dacă era așa ușor, aveam doar note de 11 în carnet. Pă bune. Na, haideți să terminăm ora de fizică, să ne punem pe scris. Frați și surori, s-a terminat ora de fizică și urmează să mergem acasă. Doar că în timpul orei de fizică, eu cu băieții am discutat ceva și avem într-un fel o nouă idee. Este de departe cea mai proastă idee pe care am avut-o în viața noastră de școlari. Mai exact, să ne punem pe învățat, fraților. Adică ne-am gândit că, băi, mai sunt, deci astăzi este vineri, nu, astăzi este joi, mâine este vineri, da, deci mâine este vineri, deci avem joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni și marți, da, deci marți o să ne asculte la mate, avem 6 zile de învățat 10 lecții. Băi, mi se pare posibil, sincer mi se pare posibil, o să fie greu, chiar foarte greu, dar mi se pare posibil. Voi ce ziceți, băi, să ne punem pe învățat la mate ca să luăm testul și să nu fim exmatriculați? Băieți, eu zic să nu ne dăm bătuți. Haideți zilele astea să nu ne mai jucăm deloc pe calculator și să ne punem pe învățat. Nu-mi place. Nu-mi place cum sună ideea asta. Poate totuși vom reuși să scoatem o notă de trecere la tablă și vom rămâne în școală. Chiar nu știu ce să zic, Alex. În continuare, nu cred că sunt singurul dezamăgit de Amalia, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne dăm bătuți. Bă, corect,
Corect și asta, fraților. Alex este singur dezamăgit de Amalia și eu sunt dezamăgit de Amalia, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne dăm bătuți. Deci să înțeleg că ne punem pe învățat? Domn profesor de matematică a fost foarte clar. Ori știm problema, ori nu. Luăm notă mare, ori nota 1 pentru copiat. Nu cred că o să avem posibilitatea să luăm 5, 6 sau 7. Pe bune, trebuie să o știm la perfecție, băieți și fete. Dar eu zic că merită să încercăm, să le arătăm la toți colegii noștri că degeaba au încercat să ne alunge, noi vom rămâne. Chiar nu știu ce să zic, fraților, chiar nu știu ce să zic. Tănase, băieți, îmi place de voi, păreți foarte optimiști, dar de unde facem noi rost de lecții? Puteam să-i le cerem lui Amalia, dar nu mai vreau să am vreo treabă cu ea. Ce facem? Păi, cealaltă variantă, îi cerem lui Rafa, fraților, vă dați seama. Păi bun, băieți, fiți atenți, haideți că, deci, mă duc eu la Rafa, îi cer lecțiile, îi zic să mi le trimită pe Messenger, dar habar n-am, nu știu cum face el. Ar fi tare să le aibă aici, dar nu cred că o să le aibă. Și vi le trimit când ajung acasă și ne punem pe învățat. Și ne vedem mâine la școală, nu mai intrăm deloc pe calculator ca să ne jucăm. Pentru că de astăzi, fraților, suntem niște elevi adevărați. Hai să vedem care-i treaba. Rafa, frățiorul, am și o rugăminte la tine. Știi că eu cu băieții avem o problemă la mate, o problemă mai mare, bănuiesc că știi despre ce este vorba. Și aș vrea, dacă poți să ne ajuți, să-mi trimiți cele 10 lecții din care s-a dat testul, că vrem să le punem pe învățat ca să trecem clasa. Sigur, Marius, o să-ți trimit lecțiile când ajung acasă, îți fac poză la tocaietul și trimit pe Messenger. Perfect! Dar ce s-a întâmplat cu tine? Vrei să te apuci de învățat? Băi, da, nu vrem să fim exmatriculați, pentru că știi și tu că din cauza prostiilor pe care le-am mai făcut la școala asta, dacă se întâmplă ceva nașpa, o să fim exmatriculați și nu vrem să se întâmple până la urmă. Amalia, salut! Stai, Marius, că am eu niște fișe cu lecțiile și le-am acum la mine. Ți le pot da acum ca să le ai fizic, să nu trebuiască să înveți de pe telefon. Nu, mulțumesc, chiar n-am nevoie de nimica de la tine. Bun, fraților, haideți să mergem acasă. Deci când ajungem acasă, fraților, cum am ajuns acasă? Stați două secunde să mut așa facecam-ul. Când am ajuns acasă, mă uit să văd dacă am primit alea de pe Messenger de la Rafa și dacă le-am primit, fraților, intrăm direct în pâine și ne apucăm de învățat până la urmă. Eu zic că asta va fi cea mai corectă abordare, să zic așa. Dar na, până la urmă nu știu ce pot face. Hai să vedem, să mergem acasă. Băi, sunt vreo două lecții pe zi. Cam asta înseamnă, două lecții pe zi. Cred că pot să învăț două lecții pe zi, dar trebuie să le știm și la perfecție, frate. Să nu cumva să se întâmple ceva. Trebuie să le știm efectiv la perfecție. Ok, hai să vedem care-i treaba. Oho, ia uite că mama e acasă, deschidem ăsta, fraților. S-a deschis, punem astea aici și mergem și lăsăm astea aici. Bun, perfect, fraților. Cum ne mai închidem ăsta acum, că nu mai apare acolo? Păi, te facem așa. Na, orice ar fi. Bun, haideți să mergem în casă și să zicem la mama că mă duc să învăț. Salut, mamă, am venit de la școală și stai liniștită că nu mă pun să mă joc pe calculator sau ceva de genul. O să mă duc sus ca să învăț. Salut, Marius, cum a fost ziua de azi la școală? Sper că ai fost cu minte. Am fost cu minte, stai liniștită că mă duc și învăț. Bun, fraților, mă închid aici în camera mea, mă apuc de învățat și mâine revin la școală, practic. Sperăm să nu se întâmple ceva nașpa până mâine. O să le trimit și la băieți toate lecțiile de care au nevoie și ne punem pe bune pe învățat. Bună dimineața, frați și surori! Abia ce m-am trezit și trebuie să mă grăbesc la școală, pentru că tare am impresia că am întârziat puțin. Dar, fraților, înainte să mergem la școală, vreau să vă zic o chestie, deci nu vreau să exagerez sau ceva de genul, dar eu ieri am învățat, fraților, la matematică, cât l-am învățat eu de când m-am apucat de școală, fraților, din clasa întâia, de la 7 ani, eu, dacă luăm toate dețile când am învățat la mate adunat, am învățat așa de mult cât am învățat ieri. Dacă nu mă înșel, cred că am învățat non-stop vreo 8 sau 9 ore. Bă, băie și fete, vă dați seama, am învățat, dar nu prea s-a lipit ceva de mine, dar totuși e bine. Astăzi plănuiesc să fac același lucru, da? Și să vedem, fraților, poate o să înțeleg puțin matematica și o să trec clasa, Doamne ajută. Însă, hai să nu mai pierdem timpul și să mergem la școală, să vedem ce avem astăzi. Este vineri. Hai să vedem, fraților, este ziua de vineri.
engleză, muzică și chimie. Deci astăzi ar trebui să fie o zi complet normală, dar totodată cred că este o zi în care mă voi întâlni cu persoane pe care până acum nu le-am mai văzut, adică cu profesori noi. Doamna de engleză n-am mai văzut-o, nu mai am engleză niciodată, nici pe doamna de muzică și nici pe doamna de chimie, dacă nu mă înșel. Parcă n-am făcut chimie, nu mi-aduc aminte. În fine, fraților, dacă n-am făcut chimie, bănuiesc că este totul bine. Haideți să mergem, fraților, haideți să mergem la școală. Let's go, să zic și la mama. Mama, o să mă duc la școală, o să vin destul de rapid astăzi. Marius, te văd așa puțin panicat. Sper că nu mi-ascunzi ceva. Oricum, dacă e ceva de aflat, o să aflu. Da, nu ți-ascun nimic. Nu știu de ce te-ai gândit la chestia asta. Se pare, fraților, că mama miroase ia ceva, dar sper să nu-și dea seama, da? Dacă află că am copia la test, da, și că sunt exmatriculat, nici măcar nu vreau să mă gândesc, fraților. Haideți să intrăm în mașină și să mergem la școală. Prima oră avem engleză. Până acum n-am mai făcut engleză, deci bănuiesc că doamna profesoară ar trebui, nu știu, așa mă gândesc și eu, să fie destul de blândă cu noi, dacă știți ce zic, fraților. Adică dacă o să fie blândă cu noi și noi o să fim de treabă cu ea până la urmă. Sper să nu fie la fel de nesuferită ca ceilalți profesori. V-am zis, singurul profesor pe care îl admir, să zicem așa, adică de care îmi place, este profesor de biologie. Deci doar profesor de biologie chiar este numărul 1. Hai să vedem, să mergem aici să parcăm și după să mergem direct în clasă. Sper că nu am întârziat. Da, nu m-am uitat exact cât e ceasul, dar am avut eu așa o presimțire că am întârziat, însă sper să mă fi înșelat. Ok, parcăm mașina aici, fraților, și mergem rapid. Opa! Uite, pe Alex trebuie și un video. Încă a început. Încă n-a început ora, fraților. Perfect. Ce faceți, bă, băieți? Ați învățat? Cum merge cu învățatul? Hai să intrăm în clasă. Neața, Marius, cum merge învățatul? Băi, a mers bine rău de tot. Mie parcă îmi vine rău când mă uit la formulele alea. În fine, am o veste bună. Ce veste bună? Am vorbit cu Rafa și mi-a spus că a auzit el la alte clase că săptămâna asta doamna de engleză nu face ore. Păi și noi am venit acum la școală, bro. Ne-am venit acum la școală, când ea nu face ore. Puteam să mai dormim o oră, bă, frate. Nu putea să ne zică altă dată. Și nu mă refer la faptul că nu vine la ore, ci face un fel de activitate în care alege un elev care să fie profesor pentru ceilalți. Holy shit, ok, asta sună tare. Cum a fost acum câteva luni în fostul nostru oraș, dacă vă mai aduceți aminte, viața de profesor. Mamă, ce mișto! Băieți, dacă ne pune pe unul dintre noi, ne dăm 9 note mari între noi și la rest le dăm doar 1, 2 și 3, vă băgați. Mamă, deci dacă o să fim profesori, o să dăm și note. Păi logic, bă, frate, că ne dăm note bune între noi și la restul le dăm 2 și 3, vă dați seama, tănaze? Ha, cât de tare! Dacă mă alege pe mine, toți de aici o să aveți nota 10 și restul nota 1. Nu o să fim indulgent cu notele 2 și 3, doar nota 1. Sper să nu te leagă pe tine, ești cam malefic. Dacă tot o să fim exmatriculați, măcar să ne distrăm pe cinste înainte și să le arătăm că s-au pus cu persoanele greșite. Corect, Ovidiu. Nu vreau să vă stai distrația, băieți, dar oare care sunt șansele ca unul dintre noi să fie profesor? La ce te referi? Până la urmă, asta e prima dată când o vedem pe doamna de engleză. Ceilalți copii o cunosc. Și credeți că o să-i aleagă pe ceilalți? Eu zic că șansele noastre sunt egale cu zero. Bă, s-ar putea, fraților. Noi nu o cunoaște pe doamna de engleză. Nici măcar nu știm cum arată. Nu știm dacă e tânără. Am auzit doar că este o doamnă de engleză. Nu știu dacă e tânără, bătrână, ce culoare la păr, gen, nu o știm deloc. N-am văzut-o niciodată în viața noastră. Da. S-ar putea să nu fim noi profesori, însă sperăm să pige cineva bun, cum ar fi Rafa, da? Că Rafa e de treabă, sau Alexia, nu, că nici pe Alexia n-a văzut-o. Neața, Rafa! Neața, Marius, te-ai uitat peste ce ți-am trimis? Pă, bune, m-am uitat ore întregi. Abia după ce am făcut toate pozele, mi-am dat seama cât de mult ai de învățat. Îți urez succes că ai nevoie. Da, pă bune. Neața, Amalia. Marius, mi se pare mie sau tu mă ignori? Nu, ți se pare. Ok. Neața, băi, Dorian. Domnișoară, nu ești singură, ești cu noi. Cu cine vorbește ăsta? Vorbește cu Alexia? N-ați Alexia. Băi, Marius, am auzit și eu ce se întâmplă. Nu mă lăsați singură aici. Și ăsta se dă la Alexia. Domnișoară, nu ești singură, ești cu noi. Da, Alexia, avem totul sub control. O să învățăm și o să luăm notele și n-o să fim exmatriculați deloc. Lorenzo, sper că ai învățat la mate. Să vedem dacă ai copiat sau nu.
Lasă că vedem, Lorenzo. Haideți, frate, să ne punem în bancă și să așteptăm să vină doamna de engleză. Frași și surori, uitați-vă cine a intrat la noi în clasă. A venit doamna profesoară de engleză și a spus care să ne transmită ceva. Să vedem dacă Rafa a avut dreptate sau ne-a mințit tot timpul ăsta și nu o să fie nimeni profesor. Bună dimineața, copii! Bine ați venit la ora de limba engleză. Astăzi vom face ceva mai special, mai exact o activitate pe care am făcut-o la toate clasele săptămâna asta. Îl voi alege la întâmplare pe unul dintre voi care să fie profesor. Let's go! Hai să vedem. Băi, a zis la întâmplare. Deci nu o să aleagă ea pe cineva. Deci o să fie pe noroc. Ok. El automat va primi nota 10 și va trebui să-i noteze pe ceilalți. În chestul de lângă mine aveți un fel de test pentru fiecare persoană din clasă. Mai exact, 5 cuvinte care trebuie traduse din engleză în română. După ce voi alege elevul, eu voi pleca din clasă. A, deci doamna profesoară, deci dacă tu ești ales ca elev, iei nota 10. Și după trebuie să îi asculți pe fiecare din clasă și să-ți traducă 5 cuvinte din engleză în română. Ok, genial, fraților, genial, hai să vedem. Haideți să vedem, o să iau un elev de la mijlocul catalogului. Este chiar elevul Marius, let's go baby, let's go. Woo! La mijlocul catalogului, eu sunt fix în mijloc. În cazul în care nu știți, Marius Iancu, că e undeva pe la mijloc. Deci da, eu sunt fix în mijloc, am avut noroc la chestia asta. Let's go! Marius, tu vei fi profesorul lor pentru ora asta. Succes, eu voi pleca. Alex? Bine, Marius! Ha, 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 ce bucuros sunt! Hai să vedem, fraților, cum este viața de profesor. Ok, băieți și fete, doamna profesoară tocmai ce a plecat, iar acum eu am rămas cu, dacă nu mă înșel, deci 8 elevi, am rămas cu 5 în spate și 3 în față, 8 elevi, pe care trebuie să-i ascult. Haideți să vedem, fraților, cum o să-i ascult eu pe elevii ăștia și, foarte important, cum o să le acord niște note super corecte, cum este la noi la școală. Pentru că la școala noastră toată lumea ține pe corectitudine, că trebuie să fii strict, că nu știu ce. Și na, notele se cam dau pe ochi frumoși și pe relații, nu pe cât știi. Hai să vedem, let's go. Deci aici am pentru fiecare elev. Hai să vedem, Alex, nu, Tănase. Tănase, tu ești primul, da? Tănase, ești pregătit, frățiorul? Tradu în limba română următoarele 5 cuvinte: cow, sheep, goat, turtle și wolf. Deci, practic, fraților, sunt niște cuvinte, sunt niște animale, da? Cow, sheep, goat, turtle și wolf. Tănase, încă o dată. Cow, sheep, goat, turtle și wolf. E simplu. Efectiv, este simplu. Hai, Tănase. Fai, frate, fix mie mi-au picat astea mai grele. Bă, ce grele, bă, și le mai ușoare cuvinte. Nu îmi vine să cred. Deci avem vacă, oaie, capră și restul nu mai știu. Băi, cow, vacă, sheep, oaie, goat, capră, turtle, țestoasă, broască și wolf este lup. Bă, Tănase, băi, cum nu știi așa ceva? În fine, îl iertăm, Tănase, zic de acum că ești notat cu nota 10. Bravo, frățior, ești notat cu nota 10, dar uite, aici avem notează, deci asta o să facem mai târziu. După îl avem pe Alex. Hai să vedem, fraților, și Alex oare ce cuvinte are. Alex, foarte mare atenție. Ai așa, dog, cat, mouse, rabbit și parrot. Haide, mă! Alex, frățiorul, în Tănase n-am avut încredere, dar în tine am încredere maximă. Știi care sunt cuvintele? Ok, domn profesor, păi avem așa: câine, pisică, șoarece, iepure și papagal. Let's go, fraților! Bine, mă, Alex, bravo, mă, meriți nota 10. Meriți direct nota 10. Deci, fraților, fix astea sunt cuvintele: dog, câine, cat, pisică, mouse, șoricel, rabbit, iepure și parrot, papagal. Perfect, așa. Mai departe îl avem pe Ovidiu și numai bine după mergem la partea din spate. Sunt chiar foarte, foarte curios. Ovidiu, fii atent. Tradu limba română următoarele 5 cuvinte: school, teacher, student, door și book. Haide, mă, a, bă, că simple, bro. Cele mai simple cuvinte. O, domn profesor, deci să înțeleg că eu am cuvinte de la categoria școală. Așa se pare. Tradu limba română sună așa: școală, profesor, elev, ușă și carte. Bravo, Ovidiu, și tu ce să vezi, ai luat nota 10. Perfect, acum, fraților, mergem în spate. Mergem la rândurile din spate, însă haideți să începem cu preferații noștri, adică cu Alexia și Rafa. Uite, Rafa și Alexia, da? Îi lăsăm pe ceilalți ăștia care se crede șmecheri pe final.
Alexia, te rog să fii foarte atentă la mine. Tradu limba română următoarele 5 cuvinte. House, bedroom, bedroom, kitchen și living room. Ok. Deci dacă ați observat, fraților, fiecare 5 cuvinte sunt dintr-o categorie. Acum este categoria casă. Hai să vedem. Floare la ureche, Marius. Sunt așa. Casă, baie, dormitor, bucătărie, sufragerie. Hai să verificăm. Bun, fix cum a zis Alexia, așa și sunt. Deci, practic, Alexia era și tu nota 10. Rafa, te rog și la tine. Ai așa. Head, leg, hand, neck și hair. Hopa, deci acum sunt părți ale corpului. Deci, na, Rafa, e mai greu aici la tine. Oh, cred că astea sunt cele mai grele de până acum, dar sunt pregătit de orice situație. Cap, picior, mână, gât și păr. Bravo! Bravo, Rafa, ai ghicit și tu. Ai ghicit, nu ai ghicit, că știi, ai bun. Deci avem aici, fraților, practic, 5 note de 10. Iar acum urmează adevărații preferați ai mei. Dorian Frățioru, ia vezi că ai și tu aici niște cuvinte de tradus. Tradu limba română următoarele 5 cuvinte. Yellow, blue, red, green și orange. Băi, frate, sunt cele mai ușoare cuvinte din lume. Mamă, bă, dar ăștia sunt favorizați întotdeauna. Ce să, bă, astea sunt culori. Oh my god. Bine, nu, că eu sunt profesorul. Bine, Dorian, hai să vedem. Ha, profesore, să mă pupi în fund. Mi-au picat cele mai ușoare cuvinte. Galben, albastru, roșu, verde și portocaliu. Ok, Dorian. Ok, bun. Las că vedem. Nu zic ce notă ai luat, zicem la final când notăm. Dar las că vedeți voi, fiți atenți. Lorenzo, ai așa. City, country, people, right și left. Sunt prea inteligent pentru genul ăsta de cuvinte. Aș vrea unele mai grele, dar las așa. Sunt oraș, țară, oameni, dreapta și stânga. Corect, Lorenzo. Te-ai descurcat de minune. Amalia, tu ai așa. Apple, pear, peach, watermelon și cherry. Da? Sunt niște fructe. Astea sunt fructe, ador fructele. Avem așa. Măr, pară, piersică, pepene roșu, adică lubeniță. Scrie și voi, faceți la comentarii cum ziceți voi la pepenele roșu. Și cireșe. Ok, Amalia. Bun. Acum, dragi copii, că v-am ascultat pe toți, trebuie să vă notez. Am aici o carte unde trebuie să vă notez pe fiecare în parte. Haideți să vedem. Deci eu am deja nota 10, după cum a zis doamna profesoară. Haideți să vedem. Toată lumea să fie atentă. Alex, în urma cuvintelor pe care le-ai tradus, vei primi nota 10. Bravo, Alex, bravo, frățioro, chiar o meriți, da? Deci chiar ești un băiat foarte inteligent. Tănase, tu la fel vei primi nota 10. Te-ai încurcat puțin, dar nu contează, s-a văzut că ești stăpân pe situație. Ovidiu, la fel, nota 10. Dorian, nu știu ce să zic despre tine. Nu prea am auzit bine ce ai zis, așa că o să te primești nota 2, da? Nota 2 nu prea ai știut, nu este vina mea. Alexia, în schimb, chiar dacă acolo în spate nu prea se aude bine, Alexia știu foarte bine și are nota 10. Lorenzo, tu iară n-ai știut, gen, n-am auzit foarte bine ce ai zis, am zis să repezi, nu mi-ai repetat, vrăjeală, nu mi-ai repetat, nota 2 și tu la fel. Rafa s-a descurcat de minune, aș putea să-i dau 11, dar îi dau numai 10 că nu pot să-i dau 11. Și Amalia, la fel, n-am auzit nimica de la tine. Nota 1. Bun, am făcut notarea, da? Toată lumea știe notele și bănuiesc că aici se termină ora de engleză predată de mine. Așteptăm să vină doamna profesoară să ia astea, să le treacă în catalog și să trecem la următoarea oră, care este, dacă nu mă înșel, de muzică, nu? A venit doamna profesoară și a luat toate notele și le-a trecut și în catalog, așa că, dragi colegi, am o întrebare pentru voi. Am fost profesor pentru o singură oră. Îmi puteți da și mie un feedback, Alex? Marius, ai fost un profesor excelent. Îți mulțumesc pentru nota 10, știu că o meritam. O meritai, frățioro, ești cel mai deștept băiat pe care l-am văzut. Tănase, cel mai tare profesor din lume, Marius. Cel mai mult mi-a plăcut că ai notat corect elevii. Asta, fraților, asta a fost și, cum îi zice, să zicem așa, punctul de plecare. Da? Asta a fost chestia mea originală, să punctez corect elevii. Cum se face de foarte multe ori la școala noastră. Știți și voi asta. Ovidiu, toată lumea a primit nota meritată. Deci eu zic că ți-ai făcut treaba. Corect. Dorian, ce părere ai?
Mă, tu faci mișto de mine? Cum îți permiți să-mi strici media? Păi ce ați făcut, băi băieți, mă? Nu vă place! Când e la voi, nu vă place, dar înainte voi să luați numai note de 9 și 10. E bine, nu? Și ceilalți ia 2 și 3. Aha, ce s-a întâmplat, băi? Ce s-a întâmplat? Cea mai bună chestie, fraților, care putea să se întâmple era să fiu ales profesor. Genial! Alexia, mersi de notă, Marius. Cu plăcere. Lorenzo... Ok, văd că iară vrei să te pui cu noi și iar o să regreți. Chiar sunt curios cum o să regret. Chiar sunt foarte, foarte curios. Hai să vedem. Rafa Frățioru, ai primit nota 10. Ești numărul 1. Mersi de notă, Marius, dar ce s-a întâmplat cu nota Amaliei? Și ea a știut. Amalia a știut? N-am auzit-o. N-am auzit ce a zis. N-am auzit ce a zis, așa că a trebuit să o notez cu nota 1. Băi, Marius, și-am făcut ceva, ce ai cu mine? Amalia, nu mi-ai făcut nimica, nu? Adică, ok, nu mi-ai făcut nimica. Mi-ai făcut niște poze, da? Mie și prietenilor mei, da? Care toți se uită acum la tine, da? Nu ne-ai făcut nimica, doar niște poze, dacă știi ce zic. În fine, haide să intrăm aici, fraților, și să așteptăm să vină doamna de muzică, sau profesorul de muzică, habar n-am cine e, să facem ora de muzică. Fraților, mă așteptam să văd un profesor de muzică cum intră pe ușă, însă a venit Rafa și a zis că vrea să ne zică ceva. Care-i treaba, bă, Rafa? Nu aveam ora de muzică. Colegi, vă rog să fiți puțin atenți la mine. Doamna de muzică n-a mai putut să ajungă și ne-a dat acest cântec pentru de învățat pentru data viitoare. Și nici doamna de chimie nu o să mai poată să ajungă, așa că după ora asta vom pleca acasă. Let's go, fraților! Ce cântec, ia! Cântec! Noi acum suntem școlari, versuri, căutați pe internet, poftim. Noi acum suntem școlari, băi, fraților. Bă, ăsta nu-i cântec de grădiniță, cum adică noi acum suntem școlari? În fine, nici măcar nu mă interesează, Alex, ce zi mișto de școală. Fraților, vom aștepta să se termine ora asta și după vom pleca acasă. Frați și surori, am terminat școala și pe ziua de astăzi și pe lângă asta este și vineri, băieți și fete, adică s-a terminat de tot săptămâna de școală și chiar a fost o săptămână plină de aventură, chiar dacă, să zicem așa, nu s-au întâmplat foarte multe chestii bune pentru noi în săptămâna asta, putem spune că ne-am descurcat. Haideți, băieți, sunteți pregătiți să mergem acasă, să ne punem din nou pe învățat? Băieți, haideți că a fost o zi bună la școală, acum ne întoarcem acasă la învățat pentru mate, corect, Tănase? Haideți să ne jucăm ceva când ajungem acasă, băieți, m-am săturat de învățat, bă, și eu aș vrea să ne jucăm, dar nu știu ce să zic, Ovidiu? Vedem când ajungem acasă, băieți, dar e imposibil să treacă weekendul fără să ne jucăm ceva, ha, 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 pe bune, las că ne auzim când mergem acasă. Haideți, fraților, să plecăm, pentru că trebuie să mă pun pe învățat, am chiar foarte mult de învățat astăzi. Opa, Rafa și Amalia, vă salut, ne vedem luni la școală. Marius, Amalia vrea să spună ceva. Ce vrea să-mi spună? Nu e ceea ce crezi tu, Marius, crede-mă. Da, Amalia, 100% nu ne-ai făcut tu poze nouă mie și la prietenii mei ca să ne dai în gât ca să fim exmatriculați. 100% nu s-a întâmplat asta. Bun, fraților, se pare că Amalia vrea să se scuze, însă v-am zis, nu există nicio explicație pentru ceea ce a făcut, fraților. Efectiv, nu există nicio explicație. Ați văzut? Doar nu e ceea ce crezi tu. Păi trebuie să-mi și zică despre ce este vorba. Nu numai că nu e ceea ce cred eu, da? Deci 100% asta a făcut și probabil acum regretă, pentru că până la urmă noi nu i-am făcut nimica. Adică n-avea de ce să fie supărată pe noi sau ceva de genul. Doar poate a influențat-o Lorenzo sau ceva, dar noi personal nu i-am făcut nimica Amaliei. Deci n-avea niciun motiv să facă prostia asta. În fine, fraților, lăsăm asta de domeniul trecutului, să spunem așa, și haideți să ajungem acasă, băi și fete. Hai să vedem, ia uite acolo pe mama, o să salut și o să mă duc direct să mă pun la învățat. Lăsăm mașina aici, nu știu ce se întâmplă aici, în fine, haideți să o salutăm pe mama și să mergem să ne punem pe învățat. Mamă, o să mă duc sus la învățat. Gata școala, Marius, așa rapid? Băi, da, a fost o zi mai scurtă. Haideți să mergem sus, fraților, ne punem pe învățat și vedem ce mai facem. Dar planul meu pe astăzi este doar să învăț toată ziua. Frați și surori, este ora 10 seara și am învățat efectiv toată ziua și efectiv, fraților, nici măcar nu am ieșit din cameră, n-am mâncat nimica, n-am băut nimica, nu m-am dus la baie, băi, non-stop!
non-stop am învățat. Și vedeți și voi că mama este la ușă, probabil se întreabă dacă mai sunt în viață sau nu, că niciodată nu am stat eu să învăț atâta. Efectiv, fraților, am învățat aproape 12 ore la mate. Sunt efectiv epuizat, însă hai să vedem ce vrea să-mi zică mama, cu ce ocazie a venit la mine la ușă. Mama, care-i treaba? Marius, a venit un coleg de la tine la școală, la noi acasă. A zis că vrea să vorbească ceva foarte important cu tine. Ce coleg? Nu este Alex, Ovidiu sau Tănase? Ce coleg, fraților? Cine a venit la mine acasă? Cine e acolo? Rafa? What? Rafa a venit la mine acasă? Salut, Rafa, fraților. Băi, afară e destul de întuneric, Rafa. Ce cauți aici? Ce vrei să-mi spui? Marius, am venit aici pentru că am să-ți zic ceva foarte important. Este despre Amalia. Bă, Rafa, nu-i mai căuta scuze, frățiorul. A știut foarte bine ce face. Știu ce s-a întâmplat, mi-a povestit totul, dar crede-mă, totul are o explicație. Trebuie neapărat să o auzi. Na, bine. Hai să zicem că o să auzim explicația. Deci, Amalia ți-a făcut ție și prietenilor tăi poze cât timp ați copiat și le-a dat lui Lorenzo pentru că este șantajată de el. Cu ce e șantajată, mai exact? Uite aici toată povestea, ți-am scris-o într-o carte ca să le arăt și celorlalți și să nu uiți niciun detaliu. Adevărul by Rafa. Băi, fraților, cum adică cu ce e șantajată Amalia? Ia să vedem. Acum un an de zile, la noi în clasă, nu exista niciun Lorenzo / Dorian. Da, asta știu, gen, că tu cu Amalia ați fost înainte să vină Lorenzo și Dorian. Mai erau niște copii pe care niciodată nu i-am considerat prietenii noștri, dar în rest eram doar noi trei. Care trei? Ești tu cu Amalia. Eu, Amalia și Daniela. Cine este Daniela, fraților? Eram cei mai buni prieteni și totul mergea de minune. Până când într-o zi au venit Lorenzo și Dorian în clasă. La început ne-au părut niște băieți destul de treabă și chiar ne gândeam să-i băcăm în grupul nostru de prieteni. Însă ei, de fapt, aveau un plan foarte malefic pentru noi. Ok. Deci, Amalia și... Dar nu știu cine e Daniela, fraților, probabil o să aflăm. Vezi tu, școala noastră dintotdeauna a fost așa. Se respectă foarte mult disciplina, iar dacă ești nesimțit în ore, sunt șanse foarte mari să fii exmatriculat. Probabil știi și tu pe pielea ta, da. Știu și eu, da. Ei bine, noi am dat un test la română, dar nu a fost un test anunțat, a fost unul fulger. Noi am scris ce am scris acolo, dar nimeni n-a luat notă mare. Iar pe grupul clasei, când am aflat de notele de 3 și 4 pe care le-am luat toți, am început să ne frustrăm. Ok, dar unde vrea să ajungă, bro, cu ce o șantajează? Toți știam regulile, că nu avem voie să facem mișto de profesor sau ceva de genul, însă Amalia și Daniela nu s-au putut abține și au început o conversație de câteva ore în care și-au bătut joc de toți profesorii din școală. Au început de la doamna de română și au ajuns până la directoare. Oh my god, cred că știu despre ce e vorba. Directoarea e rudă cu Lorenzo, noi nu știam asta, iar el s-a supărat. Și ghiși ce? I-a arătat directoarei toată conversația. Bro, Lorenzo a arătat la directoare conversația dintre Amalia și Daniela, fata aia de care eu nu știu nimica, cum își băteau joc de profesori. Dar nu ambele părți, adică și a lui Amalia și a lui Daniela, ci doar a Danielei. A, deci a arătat numai când Daniela își bătea joc de profesori. Dar de ce n-a arătat și pe Amalia? Și din cauza asta, Daniela a fost exmatriculată. Oh my god, de-aia n-am auzit nimica de ea, pentru că a fost exmatriculată. Dar oare te întrebi, de ce Lorenzo nu a părut-o și pe Amalia? Corect. Pentru că îi plăcea de ea. După ce a făcut ce a făcut, s-a dus la Amalia și i-a spus că a părut-o doar pe Daniela, pentru că pe ea o iubește și vor să fie împreună. Amalia, când a auzit, l-a respins instant și a început să-și bate joc de el, deoarece ținea foarte mult la Daniela, era de departe cea mai bună prietenă a ei. Și în momentul ăla, Lorenzo s-a enervat și a spus că de acum, până când o să se termine școala, Amalia trebuie să facă ce zice el, pentru că dacă nu o să o facă, o să meargă la directoare să arate și cealaltă parte a conversației și Amalia va fi exmatriculată. Oh my god, fraților, Amalia este șantajată de Lorenzo!
Și de atunci, odată la ceva timp, Amalia face anumite lucruri pentru Lorenzo. Câteodată îi face temele, câteodată îi dă să copieze, odată a și modificat notele din catalog pentru el. Și Amalia nu știe ce poate să facă ca să scape de chinul ăsta. Eu am încercat să o ajut, dar n-am vreo idee. Ai tu una? Bro. Amalia este șantajată de Lorenzo, fraților. De aia ne-a făcut poze, pentru că a obligat-o Lorenzo și n-are ce să facă. Pentru că dacă nu face ce zice Lorenzo, ăla o să arate la direcțiune conversațiile în care Amalia își bate joc de profesori și o să fie exmatriculată. Fraților, trebuie să facem ceva, trebuie să o ajutăm pe Amalia, man. Oh my god. Am nevoie de ajutorul vostru. În momentul de față, deci Rafa zice că a încercat să o ajute, dar n-a avut nicio idee. În momentul de față, nici eu nu prea gândesc limpede și nu știu ce să facem. Lăsați-mi voi la comentarii, fraților, ce am putea să facem ca să o ajutăm pe Amalia să scape de Lorenzo.